Digul din zona de est a municipiului Buzău se află în patrimoniul public al statului și este administrat de Direcția Apelor Buzău-Ialomița. Coronamentul digului constituie pe circa 3 km lungime între podul Mărăcinen și podul Vadupașii, infrastructură pentru șoseaua de centură de est a municipiului, care este în administrarea primăriei Buzău. Municipalitatea nu poate însă asfalta drumul de peste dig, întrucât acesta nu-i aparține și nu primește acordul Ministerului Apelor prin administratorul zonal al obiectivului. La rândul său, Ministerul Apelor și Pădurilor nu dă aprobare, deoarece digul este fisurat și trebuie reparat mai întâi. Am intrat într-un dialog cu domnul primar al municipiului, domnul Toma, să găsim o soluție, dat fiindcă coronamentul digului este drum public în administrarea primăriei, iar digul este lucrare de apărare în administrarea apelor române. Și vom identifica împreună o soluție la proiectele vechi, deja elaborate. Există un studiu de fezabilitate de punere în siguranță a digului de apărare, există un studiu de fezabilitate de execuție a centurii municipiului. Adriana Petcu, noul ministru al apelor și pădurilor, vrea să-i aducă la aceeași masă pe juriștii primăriei Buzău și pe cei ai direcției apelor, împreună cu experți în domeniu, astfel încât să fie găsită o soluție pentru ca digul să fie asfaltat. În curând o să găsim soluții. Execuția drumului nu va fi în 2 luni, asta e clar. Soluție vom găsi. Traficul din ce în ce mai aglomerat a determinat Municipalitatea Buzoiană să lanseze încă din 2007 proiectul de construire a unui drum ocolitor care să lege între ele ieșirile din oraș spre Focșani și Brăila. Conform proiectului, jumătate din șoseaua de centură ar trebui amenajată pe vechiul drum de pe digul râului Buzău, dintre podurile Mărăcineni și Vadupașii, iar cealaltă jumătate, de aproximativ 2 km lungime, pe drumul comunal 15, pe care Municipalitatea a apucat să-l treacă încă din 2007 în administrarea Companiei de Drumuri Naționale.